Un fermier din satul Slănic s-a trezit cu 13 oi sfârtecate de o haită de lupi. Atacul a fost unul rapid, iar bărbatul nu a putut să facă nimic pentru a salva mioarele. O comisie mixtă de la primărie și prefectură a făcut evaluarea pagubelor și a întocmit procesul verbal de constatare pentru recuperarea pagubei. Această săptămână, 13 oi la o persoană din Slănic care le-a omorât toate într-o seară. Ieri, fiind 9 august, deci asta s-a întâmplat vinerea, joia trecută, cu 13 oi. Ieri, pe 9 august, am înțeles la Slănic că mai vin două persoane tot cu mâncate, cu oi, cu lupul care a intrat la oi și a prăpădit, nu știu cât, n-a venit să-mi spună până acum. La cel cu 13 oi am făcut documentație și a răspuns prompt cei de la camera, de la toate organele abilitate care trebuia să vină, au venit și am făcut documentația. Deci, eu tot timpul, știți dumneavoastră foarte bine, că în colegiul prefectural am ridicat problema, pentru că animalele sălbatice tot timpul numai pagube a făcut pe raza comunii. Am anunțat de la prefect pe la toată lumea și vă dați seama că eu am ajuns la o concluzie că organele superioare gândesc mai mult să țină la animalele sălbatice decât la oameni. Din păcate, acesta nu este un caz singular, iar în această zonă, în comuna vecină, au fost semnalate atacuri la găini date de șacali. Un vlădeștean a filmat animalul care i-a răpus toate găinile din bătătură. Acum, mai curând, am văzut că la Vlădești am primit o filmare de niște șacali care tot așa a propădit la un cetățean găinile, nu știu ce, curci, rațe, ce a avut omul acolo, tot, și e chiar la mine pe fotografiat, îmi trimis pe WhatsApp, am văzut cum l-au omorât câinele acolo în coteț. Deci s-au mulțit toate animalele sălbatice și riscul e mare. Deci neapărat trebuie să se ia măsuri în privința asta. Edilul Ștefan Benoni a ridicat în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural problema animalelor sălbatice care produc pagube în gospodării, iar răspunsul a fost de fiecare dată același, ca oamenii să ridice garduri electrice în jurul gospodăriilor.